Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre metode aritmetice pentru rezolvarea problemelor cu fracții, în care intervin unitățile de măsură pentru capacitate și masă. Haideți să începem! O cantitate de 75 de litri de apă se toarnă în sticle de 7,5 litri, respectiv 4,5 litri. Știind că s-au folosit 12 sticle, determinați câte sticle de fiecare fel s-au folosit. Haideți să ne gândim ce metodă vom folosi. Pentru că avem în total 12 sticle și 75 de litri de apă, avem practic două mărimi, putem să folosim metoda falsei ipoteze. Și atunci, haideți să plecăm de la o presupunere. Pentru că în problemă avem 12 sticle, putem să presupunem fie că toate sticlele sunt de 4,5 litri, fie că sunt de 7,5 litri. Haideți să alegem varianta în care presupunem că toate sticlele sunt de 7,5 litri. Și atunci, ce putem să aflăm prima dată? Bineînțeles, cantitatea de apă pe care o vom avea. Și pentru că o sticlă are 7,5 litri, cele 12 sticle vor avea. 12 ori 7,5, haideți să facem înmulțirea, așa avem 12 ori 7,5, 5 ori 2 este 10, 0 scriem, 1 păstrăm, apoi 5 ori 1 este 5, plus 1, 6, Apoi 7 ori 2 este 14, 7 ori 1 este 7 și cu 1 pe care l-am păstrat este 8. Dacă facem adunarea, avem 0,09 și pentru că 7,5 are o zecimală, vom număra de la dreapta la stânga și vom pune virgula peste o zecimală. Asta înseamnă că avem 90,0 adică 90 de litri. Și observăm că presupunerea făcută este falsă pentru că avem o cantitate de apă mult prea mare în problemă, este vorba de 75 de litri doar. Și atunci, haideți să vedem cu cât este mai mare cantitatea pe care am aflat-o față de cantitatea din problemă. Și atunci avem 90 de litri minus 75 de litri. Și obținem 15 litri. Haideți să vedem acum cât este diferența dintre sticlele pe care le avem. Noi avem sticle de 7,5 litri respectiv de 4,5 litri. Asta înseamnă că 7,5 minus 4,5 va fi egal cu 3 litri. Și următorul pas este cel mai frumos pentru că aflăm deja. O categorie din, sau o necunoscută din problemă. Și avem 15 împărțit la 3 și obținem 5 sticle. Și pentru că cele din presupunere au fost de 7,5 litri, cele pe care le-am aflat acum sunt de 4,5 litri. Haideți să mergem acum să aflăm câte sunt de 7,5 litri, pentru că în total noi aveam 12 sticle, vom scădea, și avem 12 minus 5 și obținem 7 sticle de 7,5 litri. Mergem mai departe. O ladă cu piersici și 5 lăzi cu caise cântăresc 128 de kg, iar 4 lăzi cu piersici și 5 lăzi cu caise cântăresc 204,5 kg. Câte kilograme cântăresc 3 lăzi cu piersici, știind că toate lăzile de același fel au aceeași masă. Nu-i așa că v-ați dat deja seama că este vorba de metoda comparației? Haideți să scriem datele. Avem așa. O ladă cu piersici, voi nota prescurtat în felul acesta. Și 5 lăzi cu caise. Cântăresc 128 de kilograme. Și acum... 4 lăzi cu piersici și 5 lăzi cu caise cântăresc 204,5 kg. Haideți să comparăm cele două relații. Observăm că avem același număr de lăzi cu caise. Asta înseamnă că atunci când facem diferența, vom reduce numărul de lăzi cu caise iar din cele 4 lăzi cu piersici. Dacă vom scădea o ladă cu piersici, rămânem cu 3. Și dacă vom face diferența în partea dreaptă, haideți să vedem ce obținem. Avem 204,5 minus 128 și îl putem scrie ca 128,0. Și atunci facem diferența, 5 minus 0 este 5, 4 minus 8 nu se poate, împrumutăm și avem 14 minus 8 este 6, 9 minus 2 este 7, 1 minus 1 este 0 și nu uităm să coborăm virgula în același loc. Și atunci înseamnă că cele 3 lăs cu piersici cântăresc 76,5 kg. Și observăm că deja avem răspunsul la întrebarea problemei pentru că trebuia să aflăm cât cântăresc 3 lăzi cu piersici și atunci răspunsul este 76,5 kg. Mergem mai departe. Într-o cutie goală care cântărește 0,3 kg se depozitează 30 de pachete cu aceeași masă. Știind că masa cutiei pline este de 2,7 kg, determinați masa unui pachet. Haideți să ne imaginăm acest lucru. Avem o cutie, ea cântărește 0,3 kg și dacă vom avea 30 de pachete micuțe cu aceeași masă, nu voi desena 30 de pachete în mod evident. Atunci, cutia împreună cu cele 30 de pachete vor cântări 2,7 kg. Păi n-am putea mai întâi să dăm la o parte ambalajul să vedem cât cântăresc cele 30 de pachete, bineînțeles. Așa că vom avea 2,7 minus 0,3 și rămânem cu 2,4 kg. Și pentru că în total noi avem 30 de pachete care cântăresc 2,4 kg, atunci vom avea 2,4 împărțit la 30. Și haideți să vedem rezultatul: 30 se cuprinde în 2 de 0 ori. Îl coborâm pe 4 și observăm că trebuie să scriem virgula la rezultat, și acum 30 se cuprinde în 24 tot de 0 ori. Și mai coborâm în 0. 30 se cuprinde în 240 de 8 ori. Și observăm că am terminat împărțirea. Asta înseamnă că masa unui pachet este de 0,08 kg. Mergem mai departe. Știați că balanța sau cântarul este un instrument pentru determinarea masei unui corp. Masa unui corp nu este același lucru cu greutatea unui corp. Masa este cantitatea de materie pe care o conține un corp, pe când greutatea este acțiunea exercitată de forța gravitațională asupra corpului. Masa este întotdeauna aceeași, pe când greutatea unui corp variază, așa că mare atenție la exprimare. Masa este un lucru, pe când greutatea este cu totul alt lucru. E momentul să încerci și tu să aplici ce am învățat astăzi. Din două coșuri s-au vândut 396,6 kg de mere. Din primele două s-au vândut cantități egale, iar din al treilea cu 60 de kg mai mult. Câte kilograme de mere s-au vândut din fiecare coș? Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare!